iată că ne revedem din nou cu un clip dedicat noilor cumpărături, mă rog, noilor, nu sunt atât de noi. Ideea e că am mai filmat eu un clip cu chestiile astea, doar că nu mi-a plăcut de mine, în sensul că mi se părea că eram prea tristă în clipul ăla și am decis să îl filmez din nou și din nou și din nou, pentru că, de ce nu? Bun. Vi le arăt, să știți că le-am de ceva vreme, unele sunt de mult timp, mai exact de când am mai filmat eu, dar stați aici cu mine că sunt niște lucruri tare interesante și vreau să vi le arăt. O să încep cu produsele de machiaj și, mă rog, accesorii și o să vă arăt ceva de care sunt tare mândră pentru că în sfârșit mi-am cumpărat. Mai exact e vorba de setul de pensule de la Real Techniques. L-am luat de pe Makeup Shop. Nu mai știu cât a fost, cred că undeva până în 50 de lei și l-am luat în perioada aia când au fost reducerile de Black Friday, ca să înțelegeți cât de vechi sunt. Bun, am una pentru, vă spun pentru ce le folosesc eu. Una pentru pudră, asta o folosesc pentru iluminator, uneori o folosesc și pentru contur. Asta pentru contur cremă, pentru că e super plată așa și e mișto. Iar pe asta încă n-am folosit-o, dar cred că e ceva de buze din ce scrie aici. Mă rog, e detailer brush, bine, cred că o pot folosi și zona ochilor. Așa. Vă arăt întâi cumpărăturile vechi, pentru că dacă tot am început cu pensulele, tot în perioada aia mi-am cumpărat bronzerul de la Bahama Mama de la The Balm. A fost o nebunie cu el pentru că mi l-am dorit de mult. Eu sunt mare fan produselor The Balm, nu știu dacă mă cumpără ambalajul atât de mult, dar mă cumpără și calitatea în sine. Bahama Mama pentru mine e super mișto că am reușit să mi-l cumpăr. L-am luat la 40 de lei, cred că a fost la reducere tot așa în perioada aia și l-am luat din Marionaux. Următoarea achiziție cel mai probabil va fi Hoola, pentru că și pe la mi-l doresc de la Benefit, dar să mai așteptăm un picuțic. Așa, după care mi-am luat această paletă de concealere. Eu folosesc și pentru contouring. O să vedeți că este foarte folosită deja pentru că, again, am luat-o în perioada aia cu Black Friday-ul și am luat-o de pe 1001 Cosmetice. E varianta light. Pe spate vine cu astea așa. Cred că mai e și medium, dar nu știu dacă este și dark. O să vedeți că este... Da. Așa, să vă arăt ca să nu vedeți aici un pic. Bun. În partea asta, mai mult așa, sunt niște nuanțe mai deschise. Eu le folosesc pe astea două pentru a îmi acoperi imperfecțiunile, asta și asta. Asta o folosesc pentru zona de sub cearcăne și pe asta am folosit-o mult pentru contouring. De asta m-am atins foarte puțin, de asta la fel foarte puțin, iar de asta deloc și de asta tot așa puțin. Dar îmi place ca și acoperire, să știți că partea asta de concealere pentru iluminat și așa sunt super ok. Au o tendință de a se strânge, dar dacă ai o pudră ok, se rezolvă treaba, nu este nicio problemă. Nu știu să vă dau un preț la asta, cred că a fost undeva 27, 25, 27 de lei pe acolo. Bun, și acum să intrăm în produsele care teoretic sunt mai noi și o să le iau pe categorie așa, o să încep să vorbesc un pic despre produsele de la Avon. O să vă spun din start că Avon, Oriflame nu sunt branduri preferate neapărat de mine, dar sunt unele produse pe care le încerc și care mi-atrag atenția. Am zis că încep cu Avon-ul, am o paletuță micuță așa de la Healthy Glow, a căzut pensula, minunat, are două nuanțe. Una deschisă aici, un maro foarte mișto pe care îl folosesc zilnic. E o paletă super la îndemână pentru că e micuță și întotdeauna o iau cu mine când plec pe undeva pentru că eu mă dau cu maro la ochi, în general dacă mă machiez. Și mă ajută și culoarea deschisă ca să-mi iluminez henul. După care am ceva ce iubesc foarte mult, mai exact acest creion verde, mă rog, turcoaz. În partea asta are chestia asta de estompare, e un burete și aici are propriu zis creionul. Îmi plac creioanele turcoaz în general și am mai avut unul, cred că de la Elf, la fel mi-a plăcut și ăla, doar că avea câteva particule strălucitoare și meh, nu mă dădea pe spate.
Am altul, un creion simplu de la gama asta, Marc, habar n-am. Așa. E un creion simplu negru, îl folosesc atunci când n-am chef să mă dau cu tuș și să, știi, n-am chef și îl folosesc pe asta pentru că e super ok. După care, ce mai am de la Avon? Ce să am? Am o cremă din asta de față, de la A New Clinical, Multitone Correcting Cream. Pe asta o foloseam seara, pentru că e bună la ajustarea culorii tenului, mă rog. N-am înțeles foarte bine ce face. Ideea e că era, e de fapt în continuare că o folosesc pe asta, acum o folosesc ziua. Pentru că mi-am dat seama că nu e atât de hrănitoare pentru a o folosi noaptea. Long story short, e ok. No. N-am nicio problemă cu ea, nu mi-a făcut nimic rău momentan. Bun. Asta pe care... Nici nu știam unde să-l introduc, dar o să vă vorbesc aici despre, pentru că încă mai am Multicel, este un gel pentru curățare intimă, e fără parfum, l-am de foarte mult timp, nu știam unde să-l pun, la terminate sau la cumpărate, ideea e că are destul de mult în el și am zis să vi-l arăt aici, nu-mi place, nu mă dă pe spate, nu că ar trebui să mă dea pe spate vreun gel de tipul ăsta, doar că nu prea-mi place să-l folosesc. Cred că mai bine îl puneam la terminate, dar dacă tot am vorbit acum despre el, voilà, Avon nu-mi place. Așa, și ultimul produs care este și cel mai recent, cred, de la Avon este acest gel pentru coșuri cu acțiune rapidă, Blemish Clearing Spot On Instant Gel de la Clear Skin. O să vă mai vorbesc eu despre un produs asemănător. L-am luat pentru că am citit niște chestii mișto de el pe net și am zis să văd și eu cum este. Momentan pișcă când îl pui pe zona coșul respectiv. Nu, e un tratament. În general, tratamentele n-au acțiune rapidă, chiar dacă pe ăsta scrie că e super rapid, adică înțeleg că nu face minuni instantaneu, dar o să vă mai vorbesc despre probabil la terminate ca să vă dau așa o părere exact. Bun, și acum să trecem la firma concurentă, mai exact la Oriflame. Am două produse de la Oriflame, dar două produse bune. Mai exact, 5-in-1 Wonder Lash Mascara Celebration Edition de la The One. E super. E super mișto, are pensula asta subțire așa, are pensula asta subțire, sper să puteți vedea așa un pic, nu știu, cât înregistrează camera mea, e mai presus de cuvinte, e super bun, a fost la 15 lei, cred că l-am luat, dar îl găsiți și acum, cred că variază în jur de 15-20 de lei. Sunt dată cu el și astăzi. Mie îmi plac foarte mult genele mele când mă dau cu ăsta și continui să mă dau cu el. Dar al doilea produs pe care îl am de la Oriflame este tot din gama The One și este acest corector, adicearcă, nu știu exact, concealer, în varianta, nu vă zic nuanța, că oricum nu cred că vă interesează foarte mult pentru că nu știți cum sunt eu în realitate. Ce îmi place la el este că este foarte luminos, adică îți iluminează foarte bine zona cercănelor. Ce nu îmi place la el este modul de dozare, mai exact că are această chestie și tu pui așa pe mână. Nu-mi place, mie îmi plăcea mai mult tipul ăla, gen să-ți aplici tu cu pensula așa, dar ne descurcăm, nu este panică, man, nu este panică. Așa. Bun, mai departe, trecem la cumpărături luate de pe farmaciatei.ro, cred că așa e. Ohoho, mi-am luat două produse de la Ivaterm, un gel tratament tot așa pentru imperfecțiuni. E asemănător cu cel de la Avon, pe ăsta l-am luat primul. Nu mi-a făcut mare lucru. Bine, încă mai am el, deja l-am folosit pe tot, dar... Îmi place, la el îmi place sistemul ăsta de dozare pentru că mi-l aplic direct pe coș și așa, mă rog, și apeși tu și ți iese produs. Iar aici avem o cremă
pentru ten gras, zic ei, de, tot de la Ivaterm. Evapur Acne Seed pentru ten gras cu imperfecțiuni. Ce nu-mi place la el este faptul că atunci când te dai, îți lasă acea peliculă, nu știu, chestia e așa alunecoasă și nu pot să zic că mă dă pe spate, dar nu. Bun, mai departe am tot de pe farmacia Tei, o loțiune tonică de la Tis Farmaceutic. E cu complex bioactiv, melisă, coada șorcelui, salvie, salcie și vitamina C. E din asta așa foarte naturală, nu știu, în sensul că are multe extracte de plante și îmi place că are puf-puf din ăsta așa și pur și simplu îmi pun pe dischetă și apoi îmi presez, nu prea îmi trag așa pentru că, nu știu, nu-mi place, dar să știți că are, e galbenă, verde, așa, ceva. Așa. După care ne oprim un pic la DM, DM, cum vreți voi să spuneți, eu îi spun DM. Și de acolo am un gel de duș, nu știu dacă v-am mai vorbit despre el, l-am luat de mult oricum. Cert e că nu știu dacă am vorbit despre el, n-am, cred că am vorbit, prin urmare o să vă vorbesc acum. Este un gel de duș de la Balea, Born to be Lazy, miroase a un pic așa ananas, cam cum mirosea ăla cu ananas pe care l-am mai avut eu într-un haul și v-am zis eu de siropul de la sifonărie, care îmi plăcea mie foarte mult cu ananas. Cam așa miroase și ăsta. După care am un balsam pentru păr și l-am luat pe ăsta pentru păr blond, nu pentru că am eu păr blond, ci pentru că e singurul care mi-a atras atenția din punct de vedere al mirosului. Eu nu prea mă spăl cu balsam, eu nu prea mi-aplic balsam pe păr, dar am zis să mi-aplic și eu și mi l-am luat pe ăsta. Da, știu că e blond, dar nu mi l-am luat pentru că aș fi blondă sau pentru că aș vrea să-mi mențină blondul din părul meu, pentru că nu este așa, nu există, ci pentru că mi-a plăcut mirosul. Strict pentru miros l-am luat. Nu cred că o să-mi deschidă părul acum. Cu siguranță nu. Așa. Ce mai am? Această mască minunată de la Beauty Formulas cu argilă și cărbune activ. Am luat-o, era la promoție, cred că am dat 7 oblei pe ea. Și o folosesc, am folosit-o de 2 ori sau de 3 ori până acum. N-am o părere încă despre ea, probabil o să vorbesc la terminate, să vă zic exact cum a fost. Și tot din DM mi-am luat aceste benzi de curățare puncte negre pe care, nu, să nu mă luați, pentru că nu prinde foarte bine pielea, în sensul că eu foloseam după ce ieșeam la duș, de la duș, pentru că nu, erau porii deschiși, fiind atâta abur acolo. Vin în două tipuri, din ce mi-amintesc eu, sunt vreo două pentru nas, parcă și mai ai și pentru bărbie și frunte. Nu cred că mi-a scos vreun punct gel negru, poate mi l-o fi scos unul din câte am, dar vreau să încerc pe cele de la Balea, cred. Cred că astăzi mă duc în DM și o să mi le cumpăr. Why not? Ups! Bun, iar cumpărături marca Auchan, Carrefour, nu mai știu exact să vă spun de unde. Am un șampon cu ricin și cu ulei de ricin și migdale din gama asta nouă de la Garnier. Habar n-aveam că este gama nouă, mi-a plăcut super tare cum miroase. Și este pentru păr care are tendința de a cădea și mie îmi cade părul, prin urmare l-am luat, miroase super mișto. Și îmi place că îmi lasă părul foarte moale. N-am văzut nimic la modul de stoparea căderii părului, dar l-am folosit cred că de vreo 3-4 ori, adică nu știu dacă face minuni din prima sau a doua sau a treia sau a patra spălare, dar e super mișto și îmi place cum miroase foarte mult. Așa, după care am un deodorant de la Rexona și cred că e și ăsta nou, Active Shield. Eu nu l-am mai văzut și eu sunt fan Rexona, dacă mă urmăriți de ceva timp ați văzut că am multe deodorante de la Rexona.
Dar ăsta Active Shield e miroase bestial și îmi place tare, tare mult și o să mi-l cumpăr imediat cum o să se termine. Și o noutate pentru mine și probabil și pentru voi, pentru că nu cred că ați văzut vreodată pe canalul meu un primer. Din am luat pe ăsta de la Rimmel London Fix and Perfect Makeup Primer Best bla 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 bla. Eu nu sunt fan. El e de puțin timp la mine, dar nu sunt fan el. Aș putea să spun asta. Nu-mi place foarte mult, dar l-am folosit și pe el singur și pe el în combinație cu fondul de ten și, din nou, nu mă pot declara un mare fan. L-am luat la vreo 15 lei, tot așa era redus. Ăsta știu că l-am luat de la Carrefour, dar cred că au fost promoția în toate magazinele unde se vindea Rimmel. Nu-mi place. Mai este, știu că mai e unul. Cu roșu, parcă? Nu mai știu exact. Mai e o variantă de primer. L-am luat pe ăsta. Nu-mi place. Dar, ca să nu încheiem așa rău, o să spun că îl mai folosesc și că poate o să-mi placă. Poate. Cred că astea au fost așa o mare parte din produsele pe care le-am cumpărat, nu recent, relativ recent, unele destul de târziu. O să încerc să fac mai multe clipuri de genul ăsta pentru că am văzut că vă plac și de asemenea știu că vă plac tare mult alea cu terminate sau în general haul-urile și terminatele prind bine. La fel și, mă rog, vlogurile nu toate, dar unele, da. Dacă v-a plăcut și clipul ăsta, nu uitați să îi dați un like pentru că de ce să nu, dacă se poate să da, adică... Și revin cu un nou clip. Cât de curând pot eu? Nu vă zic când, că nici eu nu știu când.